Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți 25 mai. Hai să vedem pentru ziua de marți 25 mai ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! În primul rând aici pe partea de dragoste avem împărăteasa. Arcana majoră care în tarot ne vorbește despre planeta Venus, micul benefic, care aduce o energie foarte fertilă, foarte benefică, foarte mărinimoasă în relațiile de dragoste. Aici un scurt avertisment. Pentru cei care nu vă doriți să aveți un copil, asigurați-vă că o să luați toate măsurile adecvate de protecție astăzi. Pentru că împărăteasa ne vorbește și despre o fertilitate mai crescută decât în mod normal. Dacă vă doriți să aveți un copil, foarte bine, profitați de energia acestei zile, dar dacă nu vreți asta, asigurați-vă că vă protejați. Și acum hai să vedem, să clarificăm puțin această energie de împărăteasă, ce aduce această carte pe partea de dragoste. Wow! Wow, 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 wow! Ah, superb! Aduce o nouă relație sau o nouă etapă în relația voastră, plină de pasiune, coasul de bâte, o relație de suflet pereche, care o să se finalizeze printr-o căsătorie. Această relație o să se oficializeze cumva în fața unei instituții. Pentru cei care sunteți singuri, e foarte clar, aici aveți ocazia astăzi să cunoașteți pe cineva sau dacă ați cunoscut deja acest arhetip de împărăteasă, acest arhetip de persoană foarte mărinimoasă, cu instincte materne sau paterne, cu instincte protectoare foarte puternice, o persoană care arată foarte bine, pentru că sub influența lui Venus, fizionomia este una foarte plăcută și care are un job foarte bine plătit, pentru că iarăși influența lui Venus se resimte și pe partea aceasta financiară, o persoană cu care simțiți o atracție magnetică, aici cu astul de bâte, foarte multă atracție fizică și o relație de tip suflet pereche, aici cu doiul de cupe, care, bineînțeles, cu hierofantul, cu marele preot, se va finaliza în timp, se va finaliza printr-o oficializare, printr-o logodnă, printr-o căsătorie, prin a merge în fața unei instituții publice pentru a oficializa această relație. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, acum este momentul ideal să treceți cu relația la nivelul următor. Dacă n-ați cerut-o încă în căsătorie, domnilor, ce mai așteptați? Profitați de această zi, de această energie, de acest moment atât de frumos. Domnișoarelor, puteți să vă așteptați la astfel de propuneri, la astfel de discuții. Iar dacă sunteți deja căsătoriți, atunci aici asul de bâte vă îndeamnă să nu mai stați pe gânduri și să treceți la următorul nivel în relația voastră. Dacă n-aveți încă un copil, aici împărăteasa vă dă semne foarte clare că asta e direcția în care trebuie să mergeți. Gândiți-vă serios la a vă planifica o familie în viitor. Dacă aveți deja copii, atunci aici hierofantul vă îndeamnă să construiți și o fundație solidă pentru familia voastră. Poate vă cumpărați o casă. Poate vă cumpărați o casă mai mare, poate vreți să vă construiți o casă. Aici cu asul de bâte, doiul de cupe și marele preot, puteți împreună cu partenerul sau partenera voastră de viață să acționați ca să obțineți toată stabilitatea pe care vă doriți. Fie că vreți să vă mutați împreună, că vreți să vă construiți o casă, să vă cumpărați un apartament, să vă logodiți, să vă căsătoriți, să faceți copii, orice vă doriți aici, e foarte bine aspectat sub energia acestei zile și orice inițiați sub energia acestor cărți atât de benefice va fi de durată, va fi stabil
o să vă puteți baza pe relație și pe tot ce o să construiți împreună. Mai frumos de atât, nici că se poate. Pe partea de sănătate avem aici șaptele de cupe. Lucrurile nu sunt clare. Hai să vedem ce au de spus cărțile de tarot, să clarificăm puțin acest șapte de cupe. De ce e atât de multă confuzie? De ce e atât de multă nesiguranță pe partea de sănătate? 4 de bâte, 3-ul de săbii, cavalerul de monede. Ok, aici au apărut niște cărți foarte contradictorii și tind să zic că pentru o parte dintre voi e posibil că aici același tratament sau aceeași terapie aplicată în trecut odată a dat rezultate fenomenale, odată n-a dat rezultate, ba dimpotrivă. E posibil că v-a făcut să vă simțiți chiar mai rău. Și acum nu știți ce să faceți, nu mai știți ce să alegeți, nu mai știți în cine să aveți încredere. Și aici cavalerul de monede îmi clarifică puțin această situație și îmi spune că trebuie să aveți răbdare. Pentru că voi aici cu șaptele de cupe, voi vă doriți o rezolvare instantă. Dacă s-ar putea să luați o singură pastilă și să se rezolve toate problemele voastre de sănătate, ați fi mai mult decât fericiți. Dar soluția pentru problema voastră de sănătate nu este una de pe o zi pe alta. Aici cavalerul de monede vă spune că va dura ceva, că va dura destul de mult timp până când o să reveniți la această situație de 4 de bâte. Aveți un drum lung înainte până când o să puteți să sărbătoriți. Dar este decizia voastră dacă vreți să mergeți pe acest drum plângând, negativiști, punând tot timpul rău înainte, sau dacă vreți să mergeți pe acest drum optimiști, gândindu-vă la scenariul cel mai pozitiv care ar putea să iasă și cu o viziune pozitivă asupra vieții. Alegerea este a voastră. De aceea a apărut aici șaptele de cupe, pentru că voi va trebui să alegeți din aceste cupe pe care o doriți, pe cea care va duce doar tristețe sau pe cea care va duce optimism și voie bună. Indiferent care cupă o alegeți, drumul va fi la fel de lung, dar poate să fie mai ușor sau mai greu de suportat. Aici tratamentul, terapia, dieta este aceeași. Singurul lucru care poate fi influențat este atitudinea voastră față de acest tratament, de această intervenție, de această terapie sau de această dietă pe care trebuie să o implementați în viața voastră. Alegerea este a voastră. Lucrurile o să iasă bine până la urmă. Doar că lucrurile nu o să se soluționeze de pe o zi pe alta, va trebui să depuneți efortul necesar, efortul cerut de la voi de acest cavaler de monede. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici asul de săbii, o idee nouă, originală, pe care dacă o implementați, poate să vă aducă foarte mult succes, recunoaștere publică și chiar și rezultate materiale. Hai să vedem aici ce trebuie să știți despre acest as de săbii, despre această idee nouă de afaceri, despre acest proiect nou, despre această oportunitate nouă care o să apară astăzi în viața voastră, cum puteți să recunoașteți această oportunitate și ce puteți să faceți ca să beneficiați de ea la maxim. Wow! Foarte, foarte interesant! În primul rând avem aici soarele. Atunci când apare această carte, orice altă carte apare va fi influențată pozitiv, pentru că soarele este lumina dătătoare de viață. Este lumina care face totul să fie pozitiv și benefic pentru voi. Aici o să aveți o idee foarte bună care poate să vă schimbe pe de-a întregul situația financiară, cariera, traiectoria voastră în viața profesională. O să fie o idee care o să vă aducă aici nouăle de cupe, un trofeu, o să vă facă învingători. Și cu spânzuratul, tot ce trebuie să faceți ca să identificați această idee și să profitați de toate aceste lucruri benefice pe care aici cărțile de tarot vi le promit, este să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă.
atunci când un client vine și se plânge de un anumit lucru, de un anumit produs, de un anumit serviciu, încercați să vedeți lucrurile într-o manieră diferită. Atunci când vă loviți de o problemă într-un proiect, la locul de muncă, încercați să analizați situația pe toate părțile, pentru că doar în felul acesta o să găsiți acea soluție inovativă, acea soluție ideală care o să vă pună în lumina reflectoarelor, care o să aducă toată atenția asupra voastră și care o să vă aducă acest trofeu. Și acest trofeu poate să fie o mărire de salar, o promovare, poate să fie o nouă idee de afaceri din care să faceți foarte mulți bani, poate să fie o idee prin care puteți să transformați o sursă secundară de venit în sursa principală de venit. Indiferent de situația particulară a fiecăruia dintre voi, aici, astăzi, este important să fiți creativi, originali, deschiși la minte și cu ochii în patru după această idee genială care o să vă aducă o răsplată consistentă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de marți. Hai să vedem ce mesaje putem scoate de la aceste cărți. Sunt dispus să îmi văd măreția. Dacă gândesc că sunt o persoană rea, am un sentiment neplăcut. Dar dacă îmi schimb gândurile, sentimentul dispare. Un mesaj foarte frumos care completează etalarea pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!